un flux masiv de refugiați din Ucraina, cu probleme de securitate energetică și provocări economice provocate de acest război nedrept dus de Federația Rusă împotriva Ucrainei. Suntem recunoscători pentru această solidaritate și vă mulțumesc pentru promisiunile de susținere. Datorită sprijinului noastră, guvernul a fost în stare să mențină pacea, să mențină Moldova pe linia aderării la Uniunea Europeană și, de asemenea, să răspundă provocărilor care sunt datorate provocărilor legate de energie și de problemele economice. Facem progrese în reconectare, în conectarea electrică cu România. Ne-am făcut primele rezerve de gaz și am redus consumul energetic și de gaze naturale au fost reduse și, de asemenea, același lucru s-a întâmplat în materie de energie electrică. Lucrăm, de asemenea, pentru a facilita proiecte în materie de energie verde. Suntem hotărâți să rămânem pe traiectoria noastră europeană în ciuda împrejurărilor dificile și este drept că drumul pe care l-avem în față este dificil, dar este și pentru noi și pentru Europa. Ne confruntăm cu o criză energetică dificilă, extraordinară, cu o inflație extraordinară de mai bine de 30% și nu ne-am mai confruntat cu asemenea lucruri de foarte multe vreme, asemenea împrejurări conjugate provoacă multe dificultăți nivelului de trai, mediului economic și ne pregătim pentru o iarnă deosebit de dificilă. Luna trecută, rachete ale Federației Rusie au traversat spațiul nostru aerian și au căzut pe teritoriul nostru, punând în pericol Republica Moldova. Ne confruntăm de asemenea cu anumite grupuri susținute de Federația Rusă, ne confruntăm cu un război hibrid care are ca scop să ne îndepărteze de reformele noastre economice și de drumul nostru european. Ne confruntăm cu o criză energetică deosebit de gravă care pune în pericol aprovizionarea noastră cu gaze și cu energie electrică. Sperăm să găsim aceste resurse, să putem să încălzească locuitorii noștri, să aibă un nivel decent de viață și știu că toate aceste probleme sunt și în întreaga Europa, pentru că toți plătim un preț deosebit pentru energie electrică, dar aceste lucruri au asupra noastră un impact cu atât mai grav. Anul trecut, costul gazului natural a crescut de 7 ori și acum de 4 ori. Mulți moldoveni nu au posibilitatea să plătească toate aceste costuri peste iarnă dacă guvernul nu ar interveni să îi ajute. Vreau să mulțumesc deja partenerilor noștri care ne-au ajutat să facem față unei asemenea situații, unei asemenea crize multiple. Această iarnă vom cheltui mai mult pentru a ajuta populația să poată să își plătească facturile, să depășească șocul facturilor energetice. Vom lua măsuri anticriză pentru a salva și, desigur, firmele, companiile și ajutorul dumneavoastră va fi deosebit de important pentru noi pe viitor. Vom continua traiectul nostru de reforme în toate domeniile politică, economic, administrație publică. Anul trecut, Moldova a ameliorat și a îmbunătățit prestațiile. În calitate de țară candidată la Uniunea Europeană, vom munci și ne vom avea în vedere recomandările Comisiei Europene.
vom face progrese pe acest drum al integrării, inclusiv din punct de vedere energetice, pentru a accelera tranziția către energia verde. Facem și o evaluare cu ajutor extern în domeniul justiției și avem un procuror șef dans le domaine de la corruption, american în domeniul corupției, care ne, cu experiență în America, desigur, care ne ajută în acest domeniu al rezolvării problemelor în justiție. C'est vrai que la Moldavie se défend contre les attaques. Moldova se apără împotriva atacurilor, dar trebuie și să apărăm cu toții Moldova. Suntem alături de Ucraina și suntem recunoscători Ucrainei pentru curajul său, pentru curajul poporului său. Comunitatea europeană va face toate eforturile pentru a susține Ucraina și trebuie să ne asigurăm că Ucraina va fi capabilă să facă față atacurilor barbare ale Rusiei și trebuie să ne asigurăm că Ucraina are o șansă majoră, că poate să treacă peste tot ceea ce îi se întâmplă. Moldova este în prima linie în acest efort de solidaritate față de Ucraina. Vom continua activ să luptăm împotriva traficului de arme, de ființe umane, ne vom întări aceste capacități de a fi un scut pentru Uniunea Europeană în privința asemenea riscuri. Există o agenție Frontex în Moldova, lucrăm pe această linie a securității pentru a arăta că facem progrese în acest drum către obiectivul nostru comun, către Uniunea Europeană. Consecințele războiului se vor simți însă pentru multe decenii de acum înainte. În această perioadă, grupuri criminale care au ca intenție să destabilizeze Moldova își fac de lucru în țara noastră. Atacurile noastre se înscriu în cadrul unui război hibrid cu care ne confruntăm în acest moment. Asemenea, grupuri care plătesc indivizi ca aceștia să participe la manifestații antiguvernamentale în Moldova sunt finanțate direct de Federația Rusă. Aceste acțiuni ostile sunt o răzbunare ca urmare a contribuției Moldovei în fața acestui război, ca o răzbunare pentru faptul că suntem solidari cu Uniunea Europeană și cu Ucraina. Statele Unite au sancționat recent anumiți indivizi care participă la asemenea acțiuni de destabilizare a Moldovei și vreau să mulțumesc pentru acest lucru celor care susțin Moldova, Uniunii Europene. Mulțumesc pentru că fac acest lucru, sancționează pe acești indivizi care fură și care amenință stabilitatea în Republica Moldova, stabilitatea Republicii Moldova. Dragi prieteni, Moldova alege democrația, pacea, libertatea, alegem Uniunea Europeană la corupție et la guerre. Și lupta împotriva corupției. Societatea noastră este solidă, dar sunt încă anumite instituții slabe și în acest moment Moldova este împinsă către limitele sale. Vreau să mulțumesc președintelui Republicii Franceze și echipei sale. Mulțumesc că organizați această platformă de susținere a Republicii Moldova și vă mulțumesc pentru faptul că această susținere ne ajută să facem față provocărilor și acest lucru ne-a permis să plasăm Republica Moldova pe drumul clar către Uniunea Europeană. Vă sunt recunoscătoare pentru acest lucru și vreau să mulțumesc și Germaniei și ministrilor de externe francez și german pentru această implicare alături de Republica Moldova.
Moldova. Sunt recunoscătoare tuturor țărilor și organizațiilor care sunt prezente aici. Vă mulțumesc pentru solidaritate și pentru sprijinul concret pe care îl aduceți poporului din meu. Sprijinul pe care îl aduceți astăzi ne permite să avansăm pe traiectoria reformelor, să menținem stabilitatea și să contribuim la stabilitatea acestui continent. Ne bucurăm de perspectiva de a primi la anul la Chișinău acest grup de prieteni pentru o nouă reuniune a grupului de sprijin pentru Moldova. Dragi prieteni, iarna care ne așteaptă va fi o iarnă dificilă și de asemenea la fel și anii care vor urma. Nu vor fi ani ușor pentru Ucraina, nici pentru Moldova. Faptul că sunt prezent aici în fața dumneavoastră îmi dă însă încredere și sunt mai încrezătoare ca niciodată că vom reuși să aducem pacea pe teritoriul nostru, vom reuși să apărăm libertatea și democrația și am încredere, pot să afirm că Moldova va reuși să își parcurgă drumul către Uniunea Europeană. Vom adera la Uniunea Europeană și vom continua să lucrăm împreună pentru o Europa mai puternică și în pace. Vă mulțumesc! Doamnelor, domnilor, am urmărit în direct declarațiile făcute de către președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, după încheierea platformei de sprijin pentru Republica Moldova. În cele ce urmează vom urmări în direct și declarațiile președintelui francez Emmanuel Macron. Să le urmărim. De banque regionale de développement, doamnelor și domnilor, ambasadori și ambasadoare. Permettez-moi avant toute chose de présenter nos excuses parce que nous avons fait attendre et c'est de ma faute. Mele că v-am făcut să așteptăm și e greșeala mea pentru că avec le président Zelensky pour un appel urgent. Cu președintele Zelensky pentru un apel urgent. Pour ce qui nous retient tous et toutes aujourd'hui. Le contexte qui continue. Având în vedere contextul, les bombardamentele care sunt în Ucraina, amenințările la adresa centralei de la Zaporojie, am vorbit despre toate acestea. Les combats se poursuivent, luptele continuă acolo cu distrugeri, cu atrocități, cu suferințe enorme ale poporului ucrainian și la fiecare victorie a Ucrainei, la reprise de Kherson. La Russie réagit par de Rusia reacționează prin noi bombardamente asupra structurii esențiale a Ucrainei. Ne-am reunit aici, desigur, pentru a continua să ne arătăm sprijinul pentru Ucraina și să ajutăm acest popor să reziste și ne vom organiza la 13 decembrie la Paris într-o reuniune care să vizeze noi ajutoare pentru Ucraina. Et donc dans ce contexte, în acest context, je tenais tout particulièrement à remercier madame la présidente neapărat să-i mulțumesc doamnei Maia Sandu pentru prezența aici, pentru această a treia reuniune a platformei de sprijin pentru Moldova. Dès le début de la guerre, chiar de la începutul războiului, țările noastre, Germania, Franța, România, au hotărât să lanseze această inițiativă pentru a ajuta Republica Moldova să facă față urmărilor acestei agresiuni ruse împotriva Ucrainei. Primele două reuniuni s-au ținut la Berlin și la București și au permis să mobilizeze comunitatea europeană pentru a reafirma hotărârea noastră de a sprijini Moldova și vă mulțumesc pentru această mobilizare. Și astăzi, 34 de țări și 15 organizații au răspuns apelului de a ajuta Republica Moldova. Și această prezență numeroasă la nivel foarte înalt arată cât de mare este mobilizarea pentru Republica Moldova și vă mulțumesc. Dar dincolo de această mobilizare, prezența noastră spune două lucruri. În primul rând, rezultatele concrete care au fost obținute și pe care trebuie să le continuăm și, de asemenea, faptul că nu avem dreptul
de céder à quelque fatigue, să cedăm, să spunem că suntem obosiți sau că ne-am săturat, pentru că crezând că lucrurile se vor regla repede. Je sais que vous avez abordé aujourd'hui en détail la forte despre, de la Moldavie à cette guerre profondément déstabilisatrice. Este Republica Moldova de acest război, subit les multiples conséquences. Conséquences suferă Moldova umanitaire d'abord. Și din punct de vedere umanitar, primind foarte mulți refugiați și vreau să remarc generozitatea poporului moldovean care s-a mobilizat într-un mod cu totul și cu totul excepțional, pentru că Moldova a primit cei mai mulți refugiați. Conséquences économiques. Consecințe economice, de asemenea, suferă Moldova și multe. Nous le vivons tous dans nos pays. Le trăim cu toți în țările noastre, dar există anumite cifre care arată cât de mult rezistă Moldova. O inflație extraordinară de 30 și ceva la sută, o recesiune economică deja evidentă, perturbarea piețelor agricole, întreruperea aproape zilnică a culturii, a energiei electrice și gazelor. Știm cu toți în țările noastre că suntem îngrijorați de toate aceste lucruri, de o asemenea situație, dar Moldova a fost lovită deja de aceste consecințe. Vous étiez et vous continuez d'être pleinement mobilisé sur une série de réformes essentielles, fiind în același timp mobilizată pe calea unor reforme extraordinare, pe calea stârpirii corupției, reforme economice, și acest lucru riscă să destabilizeze. D'abord, lutter pour la Moldavie aujourd'hui. Vă invit, deci, un motiv în plus să participăm la acest război, la acest sprijin pentru Moldova. Trebuie să fim coerenți și aceasta este o datorie morală către Moldova. Pentru toți cei care cred în Europa și în valorile noastre, car aujourd'hui en Moldavie cette situation că în acest moment situația economică din Moldova este este folosită de către ruși, de către partizanii lor, de a încerca de a destabiliza situația, de a o pune în pericol pe președinta Maia Sandu. Deci a abandona Moldova sau să o lăsăm să sufere în acest fel este egal cu a hotărâ că Europa nu mai este fidelă vocației sale și valorilor sale. Vă mulțumesc căci prezența noastră de astăzi, angajamentele pe care vi le-ați luat, arată, dacă mai era nevoie, că nu este așa, că Europa va continua să avanseze pe această cale a solidarității cu Republica Moldova. Ne-am mobilizat încă din martie și am reușit deja să luăm decizii concrete și situația se degradează, din păcate. De aceea, în plan energetic, Ucraina a reușit să exporte către Uniunea Europeană energie. Une partie importante de l'électricité consommée par la Moldavie. Et les difficultés pe care le cunoaștem, fragilité cette organisation, à cela se sont ajoutées les pressions de la part de la Russie sau înmulțit, având în vedere și atitudinea Rusiei, la du cap și se încearcă în acest fel să se îndepărteze Moldova de cale europeană și să fie destabilizată. Gazul și electricitatea sunt două dimensiuni esențiale și dincolo de aceste angajamente pe care le luăm astăzi, va trebui să fim deosebit de atenți pentru a ajuta Moldova să se aprovizioneze și să și trebuie să ne adaptăm sprijinul pentru a aduce ajutoare financiare care să fie adaptate în funcție de necesitățile energetice ale Republicii Moldova. Mulțumind tuturor, vreau să spun că suntem angajați d'euros d'aide sous forme d'aide d'urgence et de soutien financier à moyen terme au début du conflit et lors de la conférence de Berlin. Am hotărât să aducem bani din ce în ce mai mulți pentru și la Berlin și la București pentru Republica Moldova, inclusiv pentru companii, pentru companiile din Republica Moldova. Bénéfice du gouvernement.
Afin de répondre aux besoins immédiats, nous avons donc décidé de mobiliser une nouvelle enveloppe exceptionnelle de plus de 100 millions d'euros. Dăm mai mult de 100 de milioane de euro. Iată, am hotărât acest lucru. Inclusiv pentru a regla chestiunile legate de refugiați și pentru a permite accesul refugiaților la învățământ, la mâncare și la tot ce mai e nevoie. 2 milioane de euro sunt mobilizate. De asemenea, Bruno Basso d'être à nos côtés aujourd'hui. Pour soutenir les réformes publiques, pentru notamment dans le secteur de l'énergie, ajuta reformele publice în materie de energie. Mène, à ce titre. La situation de crise, situația de criză în care se află Moldova, în cauză, les projets que nous souhaitons nu mener va afecta terme niciun fel proiectele pe termen mediu și de aceea Agenția de Dezvoltare va investi 85 de milioane de euro în Republica Moldova în materie de energie și altele. Conferința de astăzi a permis de asemenea să ne arătăm sprijinul pentru reformele dumneavoastră și care justifică această alegere pe care o facem de a acorda statutul de candidat la Uniunea Europeană pentru Republica Moldova. Am acordat acest statut sub președinția Franței la Uniunea Europeană. Apreciem, doamnă Maia Sandu, curajul de care faceți dovadă. Le gouvernement, guvernul et le pays que vous présidez, și țara pe care o conduceți, doamna Sandu, force notre admiration. Ne provoacă admirație. Par la clarté que vous avez eue, prin clarviziunea pe care ați avut-o, prin hotărârea pe care ați avut-o de a lupta pentru reformă, pentru a consolida statul de drept. Dar dincolo de acest lucru, pentru că nu ați cedat încă de la începutul războiului în Ucraina și pentru că continuați să țineți de această agendă în ciuda tuturor presiunilor la care sunteți supuși noastră și guvernul. Iată de ce conferința de astăzi, angajamentele pe care le-am luat sunt o necesitate și vă mulțumesc tuturor celor care contribuiți la ajutarea în continuare a Republicii Moldova și vreau să spun că dacă va fi nevoie în continuare, vom lua alte decizii masive, mai ales în ceea ce privește aprovizionarea cu energie pe perioada iernii. Știu, ca și Franța și știu, noi și Franța și Germania și întreaga Uniunea Europeană, știu că aveți nevoie de acest lucru. Vă mulțumesc și vă felicit pentru reuniunea care va avea loc anul viitor la Chișinău. Este un lucru bun că se va organiza acolo această reuniune a platformei noastre. Que la prochaine réunion de la communauté politique européenne, reuniune a comunității politice europene să se țină în iunie anul viitor la Chișinău. E un lucru foarte bun care arată că nos grands défis, că provocarea noastră cea mare et que les sujets que nous nous sommes donnés comme priorité, subiectele pe care le avem ca prioritare ale comunității politice europene, nos sujets énergétiques, nos sujets sécuritaires, e vorba de securitate, energie, protecția infrastructurii, sunt provocări și ale Republicii Moldova. Și iată de ce este un lucru foarte bun că vom putea să mergem acolo în Republica Moldova alături de dumneavoastră pentru aceste subiecte esențiale și în această formă politică să arătăm utile si ça n'était indispensable dans ce contexte. Cât de important să fie în acest context. Iată ce am vrut să vă spun astăzi. En vous remerciant une fois encore. Vă mulțumesc încă o dată. D'être là, că sunteți aici, că sunteți alături de Moldova. Et vous dire madame la présidente. Și vreau să vă spun, doamnă președinte. Vous qui lorsque vous êtes en Moldavie menez avec beaucoup de courage vos réformes et qui quand vous nous rejoignez. Noastră care duceți reformele acolo în Moldova cu atât de mult curaj d'avoir des choses à nous demander. Parce que je le sais, ça n'est pas votre tempérament. Știu că nu vă place să ne cereți lucruri, dar vous n'avez rien à nous demander. Nu aveți nimic să ne cereți. Nous considérons que c'est notre devoir. Este datoria noastră. C'est aussi la juste reconnaissance. Și reconștiința de care trebuie să dăm dovadă față de lucrul de munca dumneavoastră curajoasă și ambițioasă pe care le duceți acolo și pentru țara noastră, dar și pentru Europa. Vă mulțumesc.